Acuzații grave la adresa a trei judecători de la Curtea Constituțională. Președintele PNL, Varjan Vozganian, susține că aceștia se află în conflict de interese și că, în aceste condiții, nu ar fi avut dreptul să se pronunțe asupra validității referendumului. Cine sunt acești trei judecători și de ce se află în conflict de interese, ne spune chiar acum corespondentul România TV, Cristian Zărescu. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Pe doi dintre acești judecători, Varjan Vozganian îi numește, însă pe al treilea nu îi face publică identitatea, doar vorbește despre problemele pe care acest al treilea judecător l-ar avea. Să începem cu președintele curții, Augustin Zegrean, despre care Varjan Vozganian scrie pe blogul lui personal că ar avea o pensie pentru persoană cu handicap și evident nu ar avea dreptul în mod normal la această pensie. Și de asemenea mai vorbește Vozganian și despre afacerile fratelui lui Augustin Zegrean, care ar deține o companie care a beneficiat de foarte multe avantaje financiare din partea statului. Al doilea judecător numit este Aspazia Cojocaru, despre care Varjan Vozganian susține că există la adresa acestui judecător foarte multe suspiciuni legate de condamnări pentru contrafacere de diplome, dar și suspiciuni legate de colaborarea Aspaziei Cojocaru cu fosta securitate. Așa cum am spus, mai este și un al treilea judecător care nu îi știm identitatea. Spune despre acest judecător Varjan Vozganian faptul că de asemenea a beneficiat de foarte multe avantaje financiare din partea statului prin intermediul familiei sale. Așa cum am spus și mai devreme, toate aceste acuzații au fost făcute de către vicepreședintele Partidului Național Liberal pe blogul lui personal.